Bine, te-am regăsit la o nouă activitate. Îți place să mergi la concerte și să te bucuri de actele artistice? Cu siguranță da. Ei bine, aceste activități culturale ne conduc în alte lumi sau ne fac să conștientizăm mai profund lumea noastră. Când ai participat ultima dată la un concert sau la un spectacol? Descrie în câteva cuvinte atmosfera unui spectacol. Care sunt elementele care crezi că influențează atmosfera din sala de spectacol? Ai putea să construiești câteva reguli ce trebuie respectate în sălile de spectacol? Cu siguranță, da. Îți vom oferi și noi câteva modele. La un spectacol se ajunge cu 10 minute mai devreme. Dacă se întâmplă să întârziem, e nepoliticos să mergem printre rânduri. Așteptăm sfârșitul actului sau intrăm în sală atunci când lumea aplaudă. În timpul spectacolului, închidem telefonul. Sunetul telefonului poate deranja atât actorii cât și ceilalți spectatori. Păstrează liniștea în timpul spectacolului. Dar oare cum vom saluta persoanele cunoscute? În timpul unui spectacol vom saluta persoanele cunoscute cu o simplă înclinare a capului. Nu vom începe conversații și nu vom face comentarii în tot acest timp. La spectacole ne îmbrăcăm elegant. Atunci când mergem la spectacole, suntem sfătuiți să respectăm caracterul festiv al evenimentului și să adecvăm ținuta noastră acelui moment. Vom face acest lucru și dacă spectacolul are loc într-o zi de lucru. Nu aplaudăm în timpul unei piese muzicale. Într-o sală de concert sau spectacol, aplauzele sunt binevenite la intrarea actorilor sau a solistului și după terminarea unei părți sau piese muzicale. Ei bine, la teatru sau la orice alt spectacol, trebuie să stăm în sală până la sfârșitul actului artistic. Nu consumăm niciodată bomboane, floricele sau stixuri. Este rândul tău acum să creezi alte reguli de conduită pe care trebuie să le respectăm atunci când participăm la un spectacol. Discută despre aceste reguli cu prietenii tăi. Care dintre regulile găsite de tine au fost influențate de către regulile pe care trebuie să le respectăm în această perioadă?